Sunt unii care, dacă au avut succes, au învățat ceva, au realizat un lucru, au făcut o casă, au luat o mașină și sunt bucuroși. Iată de ce am fost în stare. Și sigur, se înalță cu mintea ca și cum ei au făcut totul. N-au făcut mai nimic. 10% dacă au făcut din acestea. Toate le-a făcut Dumnezeu, că puterile pe care le ai, mintea cu care raționezi, voința cu care acționezi, toate acestea sunt darurile lui Dumnezeu. Tu le-ai pus în lucrare. Dacă te socotești tu autor al realizărilor tale fără Dumnezeu, într-adevăr, te mândrești, te osândești și uneori le poți pierde. De aceea mulți oameni se tânguiesc și spun: cine am fost și ce am ajuns? Au fost mulți bogați care și-au pierdut toată averea, dar ei se gândesc doar că au pierdut cele materiale, nu se gândesc că au pierdut cele spirituale.